decide operațiuni de reorganizare în ceea ce privește Spitalul Județean, suntem obligați să o atacăm, să o contestăm, pentru că această chestiune cu privire la modificarea structurii organizatorice la o unitate spitalicească, pe care noi o avem în administrare începând cu 1 iulie 2010, este atributul exclusiv al autorității locale.